Fica mea Isabela și fiul meu Răzvan au fost răpiți într-un mod misterios, iar poliția nu reușește deloc să-i găsească. Omul care i-a răpit ne-a trimis un mesaj în care spunea ce trebuie să facem dacă vrem ca copiii noștri să rămână în viață și nu o să-ți vină să crești ce ne-a cerut. Rămâi până la final ca să afli dacă am reușit să-i salvăm sau nu. Doamna asistentă, copiii noștri au dispărut, așa că vă rog eu să ne spuneți ce s-a întâmplat mai exact. Ați spus că i-ați văzut cum au ieșit pe ușă, nu? Vă rog eu, suntem disperați, uitați-vă la noi. Spuneți-ne mai exact ce s-a întâmplat. Am um, stați puțin, domnilor, că începeți să mă panicați și pe mine. De ce sunteți atât de panicați? Nu, dumneavoastră, i-a sunat pe copii. Nu! Nu noi i-am sunat. V-am mai spus că Magdalena, soția mea, și-a pierdut telefonul. Și dumneavoastră a zis că copiii noștri au primit ceva mesaj de la mama lor, n-aveau cum să primească un mesaj de la mama lor, pentru că soția mea, mama lor, adică și-a pierdut telefonul. Înseamnă că cineva, cineva i-a furat telefonul 100% Dumitru ăla, fraților, și i-a răpit. O, nu, păi să vă explic. Poliția și trupele SOAT au fost aici la spital pentru câteva ore, iar copiii n-aveau nevoie de supraveghere pentru că stăteau pe acolo și vorbeau cu ceva polițist. Asta știu, asta știu pentru că așa le-am zis și lor să stea mai mult în preajma polițiștilor pentru că pot să ia pe în cazul în care se întâmplă ceva și chestii de genul. După ce și-au terminat treaba, au colectat amprentele și au plecat, iar un polițist a venit la mine și mi-a spus că părinții celor doi copii sunt la cumpărături, probabil, probabil domn polițist, da, pentru că i-am spus că o să mergem la cumpărături, și că o să veniți imediat. Și până atunci să mă uit la ei. Ok, păi și, păi și v-ați uitat? Eu i-am spus să stea acolo pe banca de așteptare și asta au făcut. Și la un moment dat au venit la mine și mi-au arătat un mesaj care era trimis de mama lor. mama băi, și fete, nu vine să cred? unde dumneavoastră spuneați să vă vedeți cu ei la magazinul de lângă spital să vă ajute cu cumpărăturile. Era un mesaj fals, fraților. Oh my god, de 100% nenorocitul ăla i-a furat telefonul Magdalenei și uitați-vă ce face. M-am gândit că e ceva normal și polițistul mi-a zis că sunteți la cumpărături. M-am gândit că vreți să fiți ajutați de copii, îmi pare extrem de rău. Sunați neapărat la poliție. Mamă, nu că mergeți la poliție neapărat acum. Mamă, băi, și fete, nu vine să creem. Magdalena, tu ai auzit ce s-a întâmplat. Marius nu e bine. Izabela și Răzvan au dispărut. 100% drumit, Dumitru i-a răpit. 100% men. Probabil mi-a furat telefonul și a dat mesaj de pe el. Dar când mi-a furat telefonul, îți mai aduce aminte un moment în care noi n-am fost atenți și el să fi putut să facă asta, mamă, băi, și fete, păi cât timp am fost la cumpărături, n-am fost atenți aproape deloc la telefon. Doamne, bro, oare unde să sper să nu le facă nimica? Știi de ce se întâmplă asta, nu? Da, știu. Pentru că domn polițist a reținut-o pe Melisa, fica lui și acum el ne-a răpit copiii. Asta a răspuns cu aceeași monedă. Trebuie neapărat să-l sun pe domn polițist. Vezi dacă e la secție, trebuie să vină aici. Trebuie neapărat să facă asta, mamă, stați. E la secție, mamă, băi, și fete, deci nu vine să cred. Izabela și Răzvan au fost răpiți, men, de nenorocitul ăsta. Holy shit. m uh, mamă, văd că domn polițist nu e aici. Păi atunci, haideți că... Haideți că îl sun să vină cât mai rapid și să-i explic situația. Mamă, mea, nu e bine, nu e bine. Într-un final a ajuns și domn polițist la spital, băieți și fete. Domn polițist, v-am explicat ce s-a întâmplat. Izabela și Răzvan au fost răpiți pentru că au picat într-o plasă, au primit un mesaj de la Magdalena, care de fapt nu era Magdalena, pentru că Magdalena și-a pierdut telefonul. V-am explicat. Spuneți-mi, vă rog, ce facem. Ok, vă rog să vă calmați. Că 100% o să-l prindem și o să vă aducem copiii înapoi. Sper să nu le facă rău. Chiar dacă momentan nu avem nicio dovadă, cred că toți de aici știm ce s-a întâmplat cu ei și știm că Dumitru a fost în spatele acestei răpiri. 100%, domn polițist, 100% el a fost. A făcut asta pentru că am reținut-o pe fica lui. Sper să nu facă o prostie și mai mare. Nu cred că ar face. Sper că n-ar face. Ok, ca să-i prindem, trebuie prima dată să ne dăm seama în ce loc au fost răpiți. Având în vedere că au fost răpiți în apropierea spitalului, sunt destul de multe variante. Am un polițist tot orașul în apropierea spitalului, ce facem? Așa că, ca să economisim timp, hai să ne dăm seama când ți-a furat ție telefonul. Magdalena. Ah, ok, ca să-l vedem pe el. Refacem traseul pe care l-ați făcut voi și ne uităm pe camerele de supraveghere. Uh, noi, domn polițist, am fost, uh, am plecat de la spital și ne-am dus la magazin și după am venit înapoi. Asta a fost, la, supermarket, asta a fost traseul. A spus că a fost la magazin, nu? Și acolo v-ați dat seama că telefonul lipsește. Atunci hai să mergem la magazin. Da, am putea să mergem acolo, nu? Ca să nu uităm pe camerele de supraveghere. Eu zic că ar avea sens. Magdalena, tu ce spui? Da, domn polițist, am mers la magazin. Fix înainte să intrăm înăuntru, aveam telefonul, sunt 100% sigură. Am primit o notificare pe Facebook și am scos telefonul din buzunar ca să verific ce e. Asta s-a întâmplat fix când intram pe ușă în magazin. Bă, fie vorba între noi băieți și fete, știți că eu am zis că Magdalena poate și-a uitat telefonul aici, dar dacă stau să mă gândesc că mi-am amintesc de faza asta. mi amintesc că ea de fapt avea telefonul la ea tot timpul. Și tot în magazin am pierdut telefonul. Deci probabil telefonul mi-a fost furat cât timp eram în magazin. Hai să mergem acolo, să ne uităm pe camerele de supraveghere și să vedem unde s-a dus Dumitru după ce mi-a furat telefonul. Bă, corect, asta trebuie să facem. Hai să mergem la magazin, neapărat. Ne aflăm la magazin băieți și fete, domnii polițiști s-au dus în spate, vorbesc acolo cu cineva ca să le arate filmările de pe camerele de supraveghere. Bă, frațiu, și vă dați seama că în momentul în care, na, domn polițist era acolo, eu cu Magdalena ne-am uitat iar prin tot magazinul să vedem dacă găsim ceva și n-am găsit absolut nimica. Băi, și ne rugăm la Dumnezeu, Doamne ajută să nu le facă nimica nenorocitul ăla lui Izabela și lui Răzvan. A făcut chestia asta, vă spun eu 100%, a făcut chestia asta doar pentru că poliția a reținut-o pe fică sa. Omul ăsta este foarte, foarte periculos și sperăm, nu știu, adică... E, e, e foarte ciudat spre să nu le fi făcut rău, pentru că, în general, dacă, gen, să spunem așa, că doar i-a nu trebuia să ne spună nouă ceva? Nu trebuia să ne dea vreun mesaj sau ceva de genul pentru că are numărul meu de telefon. De ce n-a făcut asta? Mă și dacă le-a făcut ceva până acum, Magdalena? Marius mi e frică și dacă ne norocit ăla -o, o să le facă ceva copilor noștri, la asta mă tot și eu. Crezi care tu pe o să facă așa ceva? Nu mi vine să cred peste ce psihopat am dat, trebuie neapărat să-l prindem. Mergi și vorbește cu domn polițist, de vezi dacă a reușit să vadă ceva pe camerele de supraveghere. Chiar acum o să mă duc și fete. Ia hai să vedem care oh, bă, bă, e treaba. bă, băi, e ce se întâmplă pe bune. Uh, Domnul polițist, bună ziua. Ați văzut ceva pe camerele de supraveghere? Marius, gata, știm ce să facem. Hopa. Ne-am uitat pe camel de supraveghere, iar într-un moment de câteva secunde în care voi nu erați atenți, o persoană cu șapcă s-a apropiat de voi, mai exact de Magdalena și i-a furat telefonul. O persoană cu șapcă, bănesc că vă referiți la, la Dumitru care purta șapcă, nu? Și nu ne-am dat seama că e el. Sau nu spuneți că sunt mai mulți oameni? Mamă, dacă sunt mai mulți oameni o să fie și mai greu să, să dăm de copii. Ne-am uitat pe camere, iar această persoană dubioasă și-a parcat mașina în spatele magazinului, iar înainte să, înainte să intre înapoi în ea, și-a dat șapca jos și s-a văzut clar pe camere că era Dumitru. Ok, mamă, deci ăla a fost în magazin cu noi tot timpul ăla, bro. Ăla a fost în magazin cu noi și a așteptat să-i fure telefonul Magdalenei. A intrat într-o mașină roșie și a plecat. Acum îl dăm în urmărire și încercăm să vedem ce s-a întâmplat. Tu și Magdalena mergeți acasă și o să vă contactăm noi, da? Puteți să vă bazați pe noi. Domn polițist, vă rog eu să-l prindeți. Deci pe bune vorbesc. Doamne, iartă mă, man. Mamă, man. Păi, mamă, nici nu mai întreb. O are numerele de matriculare de la mașină. Doamne, Sperăm ca până, până când se face seara să rezolve poliția ceva, sau măcar să ne dea Dumitru la un mesaj, băieți și fete. Bă, deci de pe bune, m-a mult mai bine să știu că Izabela și Răzvana au fost răpiți și că la ne cere ceva, ne cere să stăm în cap sau ceva de genul, decât să nu mi dea niciun semn, pentru că asta înseamnă că probabil cine știe, poate poate e omorât, bro, dar nu vreau să mă gândesc la asta. În fine, uh, Magdalena Scumpo am vorbit cu domnul polițist și Dumitru E cel care ți-a furat telefonul Era lângă noi tot timpul ăsta, avea o șapcă, nu ne-am dat seama S-a urcat după într-o mașină roșie Și acum mașina roșie este dată în urmărire Sperăm să Rezolvăm cazul, na, dar până atunci Hai să mergem acasă și o să vedem ce o să facem S-a făcut seara, băi și fete S-a făcut seara și n-avem niciun semn de la poliție și niciun semn de la Dumitru. Doamne, iartă-mă ce s-a întâmplat. Deci, pe bune, nici măcar nu pot să stau un pat, bro. Nici măcar nu pot să stau liniștit în pat pentru că, bă, cum, cum e posibil să n-avem niciun semn de la nimeni? Adică, bă, măcar să-mi dea mesaj Dumitru să-mi zică că, bă, ți-am furat copiii, vreau 3 miliarde de dolari. Bă, uitați-vă că și Monty e panicat. Uitați-vă la el, man. Magdalena, ce facem? M-a să vine să plâng. Ai încercat să sun pe doctor Barba. am încercat să sun și pe doctor Barba, dar nu mi răspundem, tot închide. El mi-a zis ceva de genul, adică nu știu, când am mai vorbit cu el, mi-a zis că e plecat din oraș, dar mă gândeam că poate a venit, că s-a făcut seara, dar am tot închide, habar n-am unde. Ce ne facem? Copiii noștri au dispărut. Și dacă în momentul de față ei nu mai sunt, Magdalena nu, nu mai zi pro, prostii de genul. Și dacă nenorocitul ăla le-a făcut ceva. Dar eu nu știu de ce are acest comportament de psihopat. Eu nu cred că le-a făcut nimica, dar cred că plănuiește să le facă ceva. Fraților, noi nici măcar nu suntem prima persoană. Ați auzit că așa făcea și cu, și cu fosta lui soție. Era un psihopat. Dar nu știu, o fică... Că... Deci gândiți-vă cât de ciudată e situația având în vedere că toată chestia asta a pornit de la o pereche de ochelari. Omul ăsta e atât de psihopată când a făcut chestia asta. Nu știu, s-a enervat foarte rău pentru că nu i-am dat banii pe ochelarii aia. după mi-a mi spart casa. Na, și acum, teoretic, ne-a răpit copiii nu doar din chestia asta, ci pentru că uh, poliția a reținut-o pe fică sa, dar a reținut-o în un sensul că a -o. A reținut-o ca soapere de ciudatul ăla. Și poliția nu ți-a mai zis nimic n-am mai trimis niciun mesaj, niciun mesaj scump. Te poți duce la secție, chiar o să mă duc, băieți, fete. Chiar o să mă duc la secție. Doamne, iartă-mă, bro. Deci mi se pare insin, s-a făcut seară și noi în continuare nu avem niciun mesaj de la nimeni, nu avem nimica. Asta e n-aș de tot, men. Asta e n-aș de tot. Sper să nu. Sper să nu rămână așa totul. Sper să vină un mesaj de la cineva, ceva, să aflăm unde sunt Răzvan și Izabela, să aflăm ceva, fraților. Domnul polițist la secție, da, uitați-l acolo. Ia stai, poate, poate am mai aflat ăsta ceva, habar n-am. Dacă nu, o să încerc să mă bag la culcare, că deja sunt mor de somn când o, să, când o, să, merg acum acasă. Dar nu știu cum o să pot să adorm. Chiar nu știu cum o să pot să adorm. Domn polițist, spuneți-mi, vă rog, că mai aflat ceva. Mario s-a mai aflat niște lucruri tulburătoare, dar în continuare nu știm unde se află copiii. Mamă, dar ce lucruri s-a aflat? Am pierdut urma mașinii, deoarece Dumitru cunoaște foarte bine orașul și cunoaște foarte bine și locurile în care nu se află camere de supraveghere. Din fericire, avem numărul de înmatriculare, dar în continuare n-am găsit mașina. A, adică deci ați pierdut mașina, dar știți numărul de înmatriculare. În fine... Așa, sunt polițiști în momentul de față care o caută. Pe de altă parte, chiar lângă spital, am găsit cele două telefoane a Izabelei și al Răzvan. Da, logic. Și știu unde au fost găsite. Probabil fix în locul în care au fost răpiți. Păi și nu puteți să vă uitați pe camere acolo. Însă nu putem ști asta deoarece locul ăla este un punct mort pe camere de supraveghere. Oamne, iartă-mă, bumul ăsta e un psihopat. Fix acolo i-a răpit. O să te țin la curent dacă se mai întâmplă ceva, tu acum poți să mergi acasă. Mulțumesc, domn' polițist, dacă o bune, vă rog eu să mă țineți la curent, men. Doamne, men, eu nu înțeleg. Eu nu înțeleg de ce omul ăsta face toate... toate chestiile astea, bro, n-are niciun sens. În fine, haideți că o să mă duc acasă, o să-i zic Magdalenei ceea ce mi-a zis domn' polițist și o să încerc să dorm dacă pot, dar probabil nu o să pot, dar eu... eu o să încerc să dorm, să vedem care-i treaba. Fraților, nu știu cât e ceasul, tocmai ce voiam să mă bag la somn, însă am primit un mesaj nou de la, de la domn polițist Magdalena, văd că tu nu poți să dormi. Marius, chiar în momentul de față, poliția urmărește o mașină roșie care a fugit de semnalele mașinii de poliție. Nu știu dacă este chiar Dumitru în pentru că nu putem să vedem numărul de matriculare, dar sunt șanse mari să fie. Vină rapid în zona aeroportului, acolo se îndreaptă. Bă! 100% e Dumitru, dacă n-a răspuns la semnalele polițiștilor. Magdalena, ai auzit? Hai să mergem, hai să mergem, hai să mergem acolo, acum! Fraților, am ajuns aici și mie nu mi vine să cred. În acea mașină, într-adevăr, se afla un infractor, însă nu era infractorul pe care îl căutam noi. Era vorba de alt băiat, uitați-vă la băiatul ăla, băi un copil, uitați-vă cât de mic e, care a furat nu știu ce bijuterii. Bro, care erau șanse? Uitați-vă, are mașina roșie aproape fix ca și Dumitru. Într-adevăr, numărul de înmatriculare este... nu este la fel, din păcate, Dana. Noi nu avem de unde să știm chestia asta. Magdalena... Nu, în continuare nici sunt despre copilașii noștri. Domn Părțiș, ce s-a întâmplat? Cum a, a, asta a fost o alarmă falsă? Mariu să-mi cere scuze, se pare că a fost o alarmă falsă. Colegii mei au văzut mașina roșie, s-au gândit că s-ar putea să fie Dumitru și l-au avertizat pe șofer să treagă pe dreapta. Acesta când a realizat că poliția l-are în vizor, a călcat accelerația prin oraș și se pare că avea și un motiv bun. Băiatul ăla David e un tânăr de 18 ani care lucra la un magazin de bijuterii și astăzi s-a certat foarte rău cu șeful și voia să-și dea demisia. Dar înainte să-și dea demisia... A furat niște bijuterii... Ua, -mă. Pe care le are acum la el... El a fugit de poliție... Pentru că se gândea că șeful lui a sunat... Și poliția l-a găsit și vreau să-l aresteze... Dar de fapt a fost doar ghinionul lui... Sper să găsim mașina lui Dumitru... Atât cât și pe el și pe copii... Mamă, da voi vă da seama... Ghinionul ăsta, men... Să furi bijuterii și să te treagă poliția pe dreapta... <laughs> În fine... Domn polițist, acum 5 minute s-a găsit mașina lui Dumitru... Da? Este fixia? Pentru care are aceleași numere de înmatriculare. Păi și, păi și copiii unde sunt? Însă este o mică problemă. Mașina este undeva abandonată pe un câmp. Probabil a abandonat acum ceva timp și s-a dus cu copiii într-un alt loc. Hai că n-am rezolvat nimica. O să mergem acolo să investigăm locul, însă este pe un câmp. Nu există case lângă, nu există nimica, doar o mică pădure. Totuși sperăm să aflăm niște informații. Până atunci, mai Magdalena, puteți să mergeți acasă. Magdalena, hai să mergem acasă. N-am avut noroc nici de data asta. Sper că data viitoare când o să mă contactați, domnul polițist, să fie bine. Să-i să găsim și noi pe copiii aia. Hai să mergem acasă, Magdalena, și să ne băgăm la somn. Băieți și fete, este puțin trecut de miezul nopții. Eu și Magdalena încercam să adormim, dar desigur că nu am putut. Și tocmai ce am primit un mesaj. De la numărul de telefon al lui Dumitru. Știți numărul ăla de mi-a dat mie acum ceva timp mesaje? Vă aduceți aminte? Fix de la numărul ăla am primit. Salut, Marius. Cunoști numărul ăsta, nu? Da, deci știi cine sunt. Fii atent aici. Oricât de mult mi-ar plăcea să-ți împușc plozii, sunt și eu tată și am nevoie de fica mea. Așa că ai o oră pe ceas să o aduci pe fica mea la această adresă. Strada Moșilor numărul 2: dacă mai vrei să-ți vezi copiii în viață, mergi chiar acum la poliție și spune-le să-ți-o dea pe fica mea, să-ți dea 100.000 de dolari și să-te lase să vii singur la acea adresă. Bă, băi și fete, dar ăștia nu o să mă lase singur. Dacă faci asta, o să te las să pleci împreună cu copiii tăi în siguranța acasă. Vino acolo, dar fără poliție. explică polițiștilor că dacă văd un gram de poliție acolo, vă împuși pe toți și mă împusc și pe mine, că nu-mi este frică de moarte. Sper că m-am făcut înțeles. Mamă, deci, deci nenorocitul ăsta i-a furat pe Izabela și pe Răzvan ca să negocieze... Gen, să o negocieze pe fică sa... Deci el vrea să vin eu singur cu fica sa și cu 100... De... Mamă... Păi da, poliția nu o să-mi dea 100.000 de dolari și nu o să-mi dea pe fica sa singur. Magdalena, ce fac? M-a dus neapărat la poliție. Stai să mă duc, frate, să vorbesc cu domn polițismen. Deci, e bine că Răzvan și Izabela sunt în viață. Deci, măcar așa, e bine că Răzvan și Izabela sunt în viață. Dar ăsta vrea să mă duc la adresa asta și să i dau pe Melisa și 100.000 de dolari ca să... Ca să scăpăm toți în viață? Man... Nu știu ce să zic, băi și fete, deci chiar nu știu ce să zic. hai să... Hai să vorbesc cu domn polițist să văd dacă are el vreo idee sau ceva de genul de... Un... Eu, nu știu ce să zic în legătură cu asta. Mi se pare o idee proastă, mi se pare o idee extrem de proastă și sper să... Sper să nu se întâmple ceva prost, având în vedere că e o idee proastă. Domn polițist? Bună, bună ziua, domn polițist. Bună seara, de fapt. Am, 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 primit un mesaj de la, de la Dumitru. Ok, Mario, stați puțin, liniștește-te. Hai să vedem ce putem face. Chiamă și pe Magdalena aici ca să vorbim. Ok, hai că o să o chem înapoi pe Magdalena și... Na, discutam să vedem ce o să facem, bro. Nu știu care o să fie procedeul, dar na. Ok, domn polițist, a citit și dumneavoastră mesajul. Spuneți-mi ce facem. Ok, am un plan. Ce plan? Fiți atenți aici. Știu cum să-l prindem, să vă salvăm copiii și să-l arestăm pe nenorocit. Domn' polițist, dacă vreți să veniți cu mine acolo, nu e o idee bună. Deci omul ăsta e nebun. Știu că pare o chestie pe care o zic infractorii ca să sperie lumea, gen chestia asta că dacă vii cu poliția vă împuși pe voi și mă împuși și pe mine. Însă eu am foarte mari uh, suspiciuni că nebunul ăsta chiar ar face chestia asta, chiar ne-ar împușca și pe noi și s-ar împușca și pe el. Așa că nu e obține să mergem acolo cu poliția. El a cerut-o pe fiica sa și 100.000 de, de dolari. Probabil se va folosi de banii ăștia ca să fugă undeva departe, nu? Probabil da, s-a răzbunat și acum vrea să fugă. Însă, după cum vedeți, n-a cerut nicio mașină. Ok. Nu a cerut nicio metodă de transport și e clar că nu o să meargă pe jos. Ok. Din experiența mea de polițist, asta înseamnă că el are deja o metodă de transport. Și tare mi să cred că e vorba de acea mașină pe care noi am găsit-o. Ok, deci dumneavoastră credeți că... Adică, bă, na, probabil, a, probabil chiar asta o să o facă. Deci credeți că după ce o să mă duc eu și o să-i dau fica și banii, el o să ia banii și o să se ducă la mașina aia pe care ați găsit-o voi abandonată, nu? Marius, te duci cu Melissa și cu cei 100.000 de dolari pe care o să-ți dăm noi acolo, singur. Pur și simplu dai banii, o dai pe, pe, pe Melisa și Răzvan și Izabela vin la tine. Și după îl lași să plece, nu faci absolut nimica. Iar noi o să așteptăm lângă mașină. Bă, asta e o idee destul de bună. Asta este singura variantă. Avem prea puțin timp să ne gândim la așa ceva. Eu cred că asta vrea să facă, sunt convins, aproape 99%. Hmm. Bă, băi și fete, ar avea sens, men. Chiar ar avea sens. Magdalena, ce spui? Domn' polițist chiar are sens ceea ce spuneți, adică cum o să fugă din oraș dacă nu cu mașina, corect. Ar mai exista varianta să cumpere de altundeva altă mașină. Nu cred, bro, nu cred că se riscă el acum să se ducă undeva să cumpere o mașină, men, din bune acum. Dar nu cred că s-ar risca. Cred că din momentul în care Marius i-a dat banii, își știe traseul exact și eu cred la fel. Dar e un om armat și dacă o să facă ceva și dacă o să vă împuște pe toți, Marius, și dacă asta vrea să facă de fapt... Nu cred că o să vrea să facă asta, băi și fete, pentru că el, gen, dacă face chestia asta, 100% o să fie prins, 100% o să se dea de gol, 100% o să fie arestat și o să aibă o stoartă proastă. El s-a răzbunat pe noi, iar acum vrea să fugă și are nevoie de banii ăștia. Băi, eu zic că e o idee bună. Deci eu mă duc cu Melissa, fac schimbul de copii, îi dau 100.000 de dolari și după nu mai fac nimica. Și așteptăm ca domn polițist, gen, ca, ca el să meargă acolo la mașină și domn polițist și trupele SWAT să-l aresteze. Na, sper să fie o idee bună. Domn polițist, hai să o facem. Ok, fraților, am reușit să ajungem la această adresă. A trecut deja o oră de la mesajul acela, chiar o oră și câteva minute. După cum puteți vedea, sunt aici cu Melisa, Sigur am venit bine, da. Și am 100.000 de dolari aici, da? 100.000 de dolari de ăștia și... Ok, mai am 99. Și, după cum puteți vedea, de aici, gen, a, asta este adresa, asta este strada nu mai știu cum, moșilor sau ceva de genul. Dar, nu văd niciun Dumitru, nu văd nici pe Izabela, nici pe Răzvana. Adică, uitați-vă, sunt aici mai multe, cum mi spune, mai multe clădiri înalte. Nu văd absolut nimic, fraților. Nu văd pe nimeni. În fine, haideți că... Haideți că o să mai așteptăm. Ok, fraților, am așteptat și a venit. Uh, bună seara, domnule Dumitru. Uitați-vă aici, după cum v-am promis, eu mă țin de promisiune, 100 de mii de dolari, fica dumneavoastră, fără poliție. Da, deci puteți să vă uitați peste tot, nu este niciun fel de poliție. Bravo, mare, sunt impresionant. Niciun polizist în zona a trebuit să verific. A, ah, deci de-aia sunt târziat. În momentul ăsta îmi dai banii, iar tu cu copiii tăi o luați la stânga încet, fără să faceți mișcări bruște. Și noi nu ne mai vedem. Ok, gata, asta facem. Tata mi-e frică, s-a liniștit. Tata, de ce n ai venit cu poliția? O să lasă scape? Da, Răzvan, o să lasă să scape pentru că voi sunteți mai importanți decât poliția. Lasă așa. Haide, Izabela Răzvan, haideți încet cu mine să mergem Spre stânga. Ok, băi și fete, din fericire am reușit să-i salvăm pe Izabela și pe Răzvan. Doamne Dumnezeule Hristos, Hristoase, mulțumesc! Doamne ajută, am reușit să-i salvăm fraților și tocmai acum am trimis un mesaj către domn polițist care mi-a și răspuns și mi-a zis Noi suntem pe poziții, dacă o să vină la mașină o să fie arestat. Mergi la tine acasă, mă ales acolo și Magdalena și vă anunț eu. Doamne ajută să fie prins. Tata, care e planul? Noi suntem bine, îmi pare rău, nu știam că Dumitru i-a furat telefonul mamei. Răzvan a zis să nu mergem, dar eu am crezut că mama ne-a dat mesaj copiii, nu este vina voastră. Planul este foarte simplu, mașina aia în care va lăsat, în care va răpit Dumitru, a fost abandonată undeva și noi avem foarte multe, na, motive să credem că el o să se reîntoarcă la mașina aia ca să fugă din oraș și acolo e poliția și o să-l aresteze. Tata, hai să mergem rapid la poliție sau altundeva, nu mă simt în siguranță aici. Hai să mergem acasă și să așteptăm mesajul domnului polițist. Suntem acasă, băi și fete, și tocmai ce am primit un mesaj de la domnul polițist, asta poate să însemne două lucruri. Ori Dumitru nu s-a dus la mașina aia și a scăpat, ori s-a dus și a fost arestat. Sunteți pregătiți? Madalena? Doamne ajută. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Marius Dumitru a fost arestat. Let's go, băi și fete. Planul a funcționat de minune. A venit fugind de la mașină. Sper că sunteți în siguranță. Uh! Fraților, am reușit să-i recuperăm pe Răzvan și pe Izabela. Am reușit să-l arestăm pe nenorocitul ăla. Numai bine acum o să fie arestat și nu o să mai vadă în viața lui lumina soarelui. Adică o să o vadă, dar... În închisoare v a prins când se uită pe geam sau când e în curte Răzvan, Izabela Tata, acum că am terminat toată nebunia asta Eu zic să o pedepsești pe Izabela De ce? Din cauza ei a mers acolo, eu i-am zis să n-avem încredere Băi, Răzvane, deci, ok, înțeleg că poate Ai vrea să dai vina pe Izabela Că ea a crezut că e mesajul de la mama ta Dar tu ți-ai seama că e ceva suspect Însă asta nu înseamnă că trebuie să o pedepsesc Pe lângă chestia asta, tocmai ce a fost răpiți cum are fi băi și fete ca, gen, să copilul tău să nu facă ceva, el să facă, că n-ai copil, să fie răpit și după când îl recuperezi, îl pedepsești că a făcut aia. Bă, ești nebun, ai luat-o razna? Pe bune. Tata, pe mine să mă pedepsiți. Știți ce a făcut Răzvan? Ce a făcut? O asistentă de la spital era destul de rea cu noi, iar Răzvan nu o suporta. Și când a venit să ne aducă niște apă și a lăsat cafeaua lângă noi, iar Răzvan i-a scuipat în cafea și a început să râdă el merită pedepsit. Dacă mă gândesc chiar, da, băi, tu așa faci, ne, ne faci de răs acolo la, la spital? Hm. Asta chiar e adevărat, chiar merită pedepsit. Ia zis, băi și fete, să-l pedepsesc pe răzvan sau să trec cu vedere, având în vedere că a fost răpit. Dar nu știu ce să zic, nu știu, un comportament destul de nesimțit. Eu zic să-l pedepsesc, scrieți voi la comentarii.